Salutare, prieteni! Astăzi facem ceva mai special. Ne jucăm în Cupa Italiei. De ce nu? Vom face ceva interesant. Vom alege o echipă și vom încerca să câștigăm Cupa Italiei. Nu o să alegem nici cea mai bună, nici cea mai slabă echipă. Eu m-am gândit la echipa Napoli. Da, e undeva la mijloc. Echipa asta nu e nici cea mai bună, nici cea mai slabă. Deci, eu zic că merge să jucăm cu Napoli și să vedem, vom face câteva episoade, să vedem dacă reușim să câștigăm Cupa Italiei. Probabil după aceea vom face și din Anglia și din Germania și vom încerca cu o echipă care o alegem noi sau voi după aceea, după ce terminăm acest turneu, să câștigăm cupa respectivă din țara respectivă. Haideți să ne facem echipa prima dată. Ok. Avem jucători foarte buni pe bancă pe care trebuie să-i băgăm. Ok. Și o să-l bag și pe Kirikeș. Și așa la vrăjeală. Iar aici pe stânga îl băgăm pe Zuniga. O echipă destul de bună, zic eu. Nu uitați dacă vă place acest drum spre câștigarea Cupei Italiei, să dați și voi un like și un share, să vedem, și după aceea o să continuăm foarte, foarte frumos. Haideți să avansăm spre primul meci. Suntem în 16-mile Cupei Italiei. Ok, simulează până va veni meciul din cupă. Eu zic că este o idee interesantă, să vedem dacă vom reuși să trecem de Udinese. Da, Udinese este primul adversar. Vedem acolo și golgheterii, Pazini, Luis Adriano, jucători foarte buni. Ok, și haideți să trecem la primul meci. Ok, Napoli joacă primul meci acasă, Stadionul Olimpic, împotriva lui Udinese. 16-mile cupei, sperăm să trecem mai departe de Udinese, care nu este o echipă ușoară. Va fi un meci foarte dificil împotriva lui Udinese, care l-are pe Tereo acolo în față, fost jucător la Steaua, dar sper să ne impunem, chiar dacă l-am pe Chiriche și în apărare. Sper să nu grafeze foarte mult, îl ajută Koulibaly, care sincer e o bestie. Zuniga, bună pasta, Higuain. Udinese s-a apărat bine, ia să vedem, recuperează Insigne, dar faultează. Eu zic că va fi un parcurs interesant, să vedem până unde vom putea ajunge. Trebuie să punem presiune acolo pe Udinese. Udinese este o echipă care joacă pe contraatac, are jucători de contraatac. Ia să le vedem centrarea, TRO. Chiar dacă sunt foarte buni la fazele fixe, au jucători și jucători înalți. Este o echipă periculoasă, după cum vă spuneam, dar noi avem jucătorii de viteză. Noi trebuie să-i prindem pe contraatac. Pascual urcă acolo în partea dreaptă. De când îmi doream să joc ceva meciuri în Italia. Insigne. Higuain pasă bună acolo pentru Mertens. Din păcate nu este nimeni în careu. Mertens centrează, iese portarul lui Udinese, pierde acolo mingea cei de la Udinese. Haide să ne dăm pe high pressure și pe atac. Am siș pentru Mertens rămâne acolo și este bară și Insigne deschide scorul pentru Napoli. Napolitanii deschid scorul, bine Insigne. Foarte bine acolo, foarte bine a trecut Mertens și deschidem scorul în Cupa Italiei. Chiar îmi doresc să câștig cupa asta sau cel puțin să ajungem într-o finală acolo cu Juventus sau cu Milan. Bă, cât de fain ar fi, cu Juve mi-ar place, e cea mai bună. Chiar ar fi frumos. Haideți însă să ne apărăm bine aici. Reina, frumos. Pleca și asta de la Liverpool. Ok, e pauză la meciul dintre Napoli și Udinese, e 1-0 pentru Napoli, vedem și alte rezultate. Milan conduce la
Fiorentina, Lazio 2-1 cu Chievo Verona și Sampdoria condusă de Hellas Verona. O primă repriză destul de echilibrată, Udinese cu o posesie mai bună, dar Napoli cu șuturile, asta e mai bine. Duvan întoarce frumos mingea acolo pentru fundașul stânga, Pascual. Rămâne la minge Pascual, e pericol, șut cu picior drept, minge deviată, e bară și pentru Udinese. Oh, da, meci tare frumos. Și din fericire scăpăm cu fața curată, doar au de poartă. Calehona, ai de tată, ține de minge, Tereo mult mai puternic în acest duel. Oh, ce minge lungă, Reina trebuie să fie acolo. Bravo, Reina. Aproape să fim egalați la faza precedentă. La noi a intrat și Jorginho. Zuniga mai departe pentru Insigne. Ok, pasăm din prima. Bună faza asta, Hamsic! Carnezis, ce parada a putut să aibă. Minutul 60, puteam face 2-0. Hamsic. Cât de bine s-a întins portarul. Și se pare că intră Antonio Di Natale. Bătrânul Di Natale, CSTRO, ar putea să ne creeze ceva probleme, dar noi facem 2-0 prin Jorginho, jucătorii intră la pauză. Ce schimbare de antrenor mare, reușim, l-am scos pe Allen și l-am băgat pe băiatul ăsta care face 2-0. Degeaba îl bagă ei pe Di Natale, că noi facem 2-0 în acest meci din 16-mile Cupei Italiei. Napoli se distanțează la 2-0 și n-ar mai trebui să aibă probleme, dar pentru noi ar fi bine să mai dăm un gol. Koulibaly, ce forță are monstrul ăsta, e o bestie. Pasează bine băieții mei, bun pentru Higuain, vrea și el să dea un gol Higuain. Haide să-l vedem, șut pe lângă poartă. Higuain, că de aproape a fost... Ia să revedem reluarea. Oh, la o palmă sau două a trecut de bară. Chiricheș trece de el acolo Di Natale. Da, a intrat bătrânul Di Natale, pericolul numărul 1. Păcat că nu mai poate să alerge așa de mult Di Natale. Ne omora băiatul ăsta astăzi. Ia să-l vedem pe Higuain. Gonzalo Higuain. Frumos trece, centrare. Oh, e bară! Oh, Mertens! E a doua oară când dăm bară astăzi. Recuperează echipa noastră. Calehon. Pasă bună pentru Hamsic. Mai departe acesta. E Zuniga. Zuniga șut cu dreptul. Carnezis. Asemănat cu parada din minutul 60, am impresia. Da. Când a dat Hamsic. Noi aproape de 3-0, am cantominat meciul ăsta, Higuain, trimite pe lângă poartă. Multe ocazii pentru noi. Koulibaly, îmi place băiatul ăsta, chiar îmi place, un asemenea fundaș, să tot ai. Are talie înaltă, are viteză, dar uite ce față facem noi, Mertens. Mertens plasează pe lângă poartă, mă, ce-au băieții mei. Nu mai pot să-mi scrie, se pare. 9 șuturi am avut, iar Udinese 3. Un raport foarte bun. De două ori mai multe șuturi decât Udinese. Nu degeaba avem 2-0 pe tabelă. Centrare, Koulibaly, fără probleme. Respinge această minge. Ia să vedem acest contraatac. Higuain, mai departe. Jorginho pentru Mertens. Mertens. Pune mingea asta odată bine, Mertens. Ia să vedem, Higuain. Facem spectacol. Îl luăm pe propriul teren și ne permitem să facem spectacol în Cupa Italiei. Da, Koulibaly trebuie să aibă grijă. Are grijă perfectă. E Calehon. Napoli caută golul de 3-0. Higuain. Centrarea acestuia foarte bună pentru Hamsic. Cum să nu-ți placă Cupa Italiei? Sper că vă place tare mult acest episod și la ce m-am gândit eu să fac pentru voi, un turneu în care încercăm să câștigăm Cupa Italiei,
în diferite țări. Acum suntem în Italia și încercăm cu Napoli să mergem mai departe și să câștigăm Cupa Italiei. Pentru Mertens, întoarce bine mingea Mertens. A, și e fluier final. Reușim să câștigăm acest meci cu 2-0 și probabil ne va aștepta returul. Fiorentina pierde. Da, și se pare că nu se joacă retur. O să trecem mai departe. Cât de bine sună asta. O să jucăm cu Milan. Perfect, un meci super tare ne așteaptă în episodul următor. O să jucăm cu Milan. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să dați și voi un like și un share. Noi ne vedem în episodul următor.